mai dat de mult o comandă la Parfumo. Cred că a trecut o eternitate și iată că de data asta am dat o comandă destul de mare. Ce să spun? Haideți să ne uităm! Am reușit și... Ok, nu din prima, mai încercăm. Yay! Victorie! Ok, vom îndepărta pungile astea. Ok. Ce vine prima oară la mâna asta? Luăm. Oh, ce cutie mare! Avem aici de la Mariah Carey Luscious Pink în varianta de 100 de mililitri. Nu mă așteptam să fie o cutie atât de mare. Stați! E așa! Am înțeles. Wow, ok. Arată diferit, e superbă, îmi place. E simplă, e roz, e feminină. Arată foarte frumos, sunt tare curioasă de sticluță. Nu am mirosit înainte parfumul. E împachetată interesant. Oh, wow! Deci, e superbă, în afară că sticla reflectă foarte multe culori, ca un curcubeu. Capacul ăsta e foarte drăguț. Ok, interesant. Haideți să vedem și cum miroase. Este floral, în primul rând. Un floral interesant. Un floral natural, bogat. Este ca un buchet de flori multicolore. Nu pot să spun exact ce fel de flori are în compoziție, dar miroase foarte plăcut. Este extrem de feminin, îmi imaginez o rochiță asortată la parfumul acesta. Este interesant, are și ceva note fructate, ușor acrișoare. Nu-mi dau seama exact, dar se simte ceva ușor acrișor. E interesant, e interesant. Îmi place, sunt curioasă cum o să se comporte, ce persistență, ce persistență o să aibă și așa mai departe. O să avem tot timpul din lume să îl testăm. Mai departe, să despachetăm. Ah, nu puteam să mă abțin. Ce să mă mai distrez cu ambalajul ăsta? Bun. Aici avem ceva care arată foarte bine. Goce din Napoleon. Apă de toaletă. Interesant. Arată a ceva imitație de marmură. Ok. De la cutia aceasta albastră nu mă așteptam la așa ceva. Ia să-l vedem noi puțin mai bine, mai de aproape. Deci este plin cu lacrimi. Este un parfum tare, este balsamic. 80-ist, aș spune. Ușor acrișor. Matur. Foarte, foarte matur. Cred că are și note ciprate, dar niște note ciprate de coajă de lămâie, coajă de lime. E interesant, genul acela. Da, e interesant. Nu mă așteptam. Să-l lăsăm aici. Sunt curioasă și cât persistă, pentru că pare balsamic puternic. Acesta văd că e ambalat mai ciudățel. L-am așteptat atât de mult. Este vorba de Diva Rose.
de la Emanuel Ungaro. A fost o perioadă și pe elefant, dar momentan nu se mai găsește decât pe parfumul. Și l-am luat în varianta aceasta de 50 de ml. Eu sunt înnebunită după Diva acela simplu și am spus că s-ar putea să fie superb și acesta. Și am așteptat comanda aceasta mai mult pentru el. Ok. Presupun că o să arate... că o să se asemene sticluțele între ele. Ok. Bun. Și da, sticluțele se aseamănă, numai că aceasta este roz. Este foarte drăguță. Și să vedem cum miroase. Wow, este superb! Deci, acesta miroase a trandafiri. Nu este la fel de balsamic și obzecist ca Diva simplu. Este mult, mult mai floral, mult mai bogat, nu are nimic lemnos sau... cel puțin nu se simte acum în deschidere. Dar este tare drăguț, este superb, nu mă așteptam. Chiar eram curioasă să văd ce dozaj are, cum este. Mă bucur, mă bucur că l-am luat. O să mă joc cu el zilele astea. Să încerc să vedem cum persistă. Aici avem panul și balman ecstatic Eau de Parfum, varianta aceasta. Eu l-am și miniatură. Și da. Ei bine, aceasta a fost comanda de la Parfumo. Mă bucur tare mult că ei au o altă varietate de produse. Sunt alte parfumuri pe care nu le găsești pe site-urile de pe care dau eu de obicei comandă. Notino, Elefant și... sau Marionon și așa mai departe. Sunt parfumuri ieftine, în buget, frumos. Mă bucur. Chiar mă bucur. Sper că v-a plăcut și vouă și până data viitoare vă urez toate cele bune! Pa, pa!